Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online pe exerciții de matematică. Așa, bine ne vedem, dragilor, cu drag. Haideți să pornim repede la treabă. Deci, tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa A. De ea. Azi, în cât timp suntem? 30. Da? 30. A 10-a. A 10-a. 2018. Și cum să începem decât cu tema pentru acasă? Okay. Dacă tema pentru acasă, așa se intitulează. Okay. Și eu mi-amintesc, așa ne-am dormit de bucurie, cât sigur îmi vei pune niște probleme interesante. Deci, dragilor, nu uitați, să nu mă uit. Dar prezint, trebuie să prezint totuși că aici. De-aia facem asta, verificăm. Deci tema de aici începe, da? Da, de aici. Wow, cu ce corez, cu treime, cu șasime. Da? Nu vă uitați ca să nu știți rezultatul. Am înțeles, dar nu pot să memorez. Eu n-am cum să memorez pentru una. Așa. Și aici a fost cu vile, total. Da, și ce? Așa, și cu flori. Deci, ai făcut o problemă din fiecare, nu? Da. Așa. Noi le-am făcut trei care mi-au plăcut mai mult. Am înțeles. Păi, dragilor, observați că nu se dezminte și se ține de cuvânt. Asta îmi place foarte tare. Peste ani, fii atent aici, o bucurie imensă. Peste ani, când vei fi și tu la casa ta, cu copiii tăi, o să băi, uite, mergeam la Prof Online, ăsta era, și așa făceam lecție, și așa eram eu. Te vei da drept model pe tine copiilor tăi. Este spectaculos. Ca să poți să arăți cum ai fost tu altădată. Nimeni nu poate dovedi decât într-o astfel de situație ce a fost el la un moment dat. Stau și mă gândeam, ideea asta a mea acum este extraordinar de valoroasă. Așa am ajutat Dumnezeu să fie. Practic, eu m-am trezit făcând asta. Da. Da? Cu ajutorul Dumnezeu, asta am făcut. Ei, din ce în ce mai multă lume este cea care vede așa ceva și cea mai mare bucurie a mea este că fac bine unora pe care nu-i cum știu. Deci, aceia e foarte mulți. Și ce păcat că sunt și cei care frânează asta. Deci există acest păcat al împiedicării pe cel care face un bine universal, hai să zic așa, exact. Tuturor. Fără. Da, și fără pretenții, fără bani, da? Și se împotrivesc aceia. Am discutat cu un preot și îmi spunea așa, mai bine nu s-ar fi născut acei oameni ca să fie în stare să împiedice un astfel de demers a unui om. Un preot care urmărește lecțiile mele, a cărui copii frânșează. Și am spus, părinte, uite ce sunt, astfel se întâmplă. Deci a apărut atâta înveșunare. Și din păcate, înveșunarea este și din cei foarte apropiați de mine. Asta e marea durere. Deci, cei care ar trebui să mă sprijine sunt împotriva. Și există și un păcat al, hai să spunem așa, vine vorba de chestia asta, al complicității. Există, spuneam preotul respectiv, un păcat al complicității. Adică, tu ești conștient că faci un rău, dar devii complice la cel rău. Este tot atât de mare păcatul ca așa cel care îl săvârșește. Da. Oare cineva se duce să facă un rău cuiva și tu ții de șas. Dai un telefon și ești tu complice la acel păcat. Să ne apucăm de lucruri. M-am amintit de chestia asta și am spus-o. Așa, dar te rog problema. Prima problemă cu fier. Este rău. O să fie grea. Bun. O să fie grea. O să vedem. Hai. Un biciclist. Vedeți cât e de frumos. Cum el mă pregătește. Deci tu creezi o stare de tensiune foarte mare acum. Pregătiți-vă că trebuie să vă amintiți. Bun. Gata. Bine. Te rog. În prima zi, un biciclist a parcurs Deci două șesimi. Din drum, da? Da, din drum. Dar știi că fac două șesimi? Da. Fac o treime. Ori două șesimi, ori o treime. Adică am împărțit prin doi și el de sus și el de jos. Da. Deci două șesimi, exact o treime. Nu te supăra că am intervenit de problemă. Dar ca să învățăm și pe prietenii noștri, că tu știu că ți-e clar așa, că două șesimi înseamnă o treime. Da, le-am făcut două șesimi. Am făcut două șesimi de aceeași lucru, să vezi.
Că tu ai împărțit în 6 și ai luat 2, nu? Uh-huh. Eu împart în 3 și iau una. Și tot atât de mare. Îți dovedesc asta? Neapărat trebuie să fac asta. N-am voie. Deci, uite, ăsta este întregul. Îl împărțim în 6, cum spui tu. Da? În 6 înseamnă pe jumătatea fiecare dintre. Uite așa. Acum toți prietenii noștri o să înțeleagă și cu fracțiile astea. Fracții echivalente. Tot același drum. Și două șesime asta înseamnă, da? Da. Asta înseamnă două șesime. Tot aceeași distanță. O împărțim acum doar în trei. Deci doar în trei. Una, două, trei. Trei exact, da? Da. Și luăm o singură treime. Iată, cum o treime, o treime, se vede foarte clar, egal cu două șesime. Ce mai clar decât atâta? Ce mai clar decât atâta? De aceea, Davide, te rog să te urmărești tu, de aceea lucrăm cu fracții, deși este ca nu mai simplifică. Că valoarea este aceeași. Ori o treime, ori o două șesime. Asta este marea frumusețe a matematicii. Deci acum, cum vrei să mergem cu două șesime, cum ai propus tu? Da. Sau cu o treime, cum a zis eu? Da, că vă complicați mai mult. Eu mă complic. Bine, mă, doamnă. Trebuie să arăt că nu mă copii, că se sfârșit la așa. În a doua zi... Deci, în prima zi, două șesimi, da? Da. Două șesimi. Uitați, el ține la ideea lui că mă complic. Două șesimi, dintr-o. Dintr-o. Da. În a doua zi... Corect. Parcurgem cinci șeptimi. Cinci? Din rest. Wow, aici mai, mai băgat în ceață. Știi că e foarte greu. Dar totuși, da, e greu. Din? Rest. Mergeți pe mâna ta. Că dacă nu vă complicați mai mult. Așa crezi tu. Eu mă simplific, dar merg pe mâna ta că zici că mă complic. Bine, așa. Iar în a treia zi, da. Ea mai rămas 64 de kilometri. A treia zi, 64 kilometri. Foarte tare. Foarte tare. Te rog să mă crezi că eu n-aș fi îndrăznit să bag 15-7, dar tu ai venit foarte agresiv acum spre mine, propunând această problemă foarte dificilă. De aceea, dragule, împărțim în 6, nu? Cum ai spus tu, și să luăm două șesimi. Lucru care am arătat este ca și cum aș lua o treime. Dar eu merg pe mâna ta, dau un două și pe mă pe fiecare în trei, nu așa? Da, una, două. Da, una și două. Și luăm doar două. Da. Asta-s două șesimi. Da. Iar asta e prima zi. Prima zi. A doua zi... Cinci șeptimi. Cinci șeptimi. Ei, dragilor, eu data trecută când am făcut problema, am fost drăguț cu el. Că diferența între numărător și numitor era așa fel încât se găsea aici. Adică eu i-am dat data trecută, să spunem, o treime și tu mi-am dat două sau... încă o jumătate din rest, ca el să vadă foarte bine. Acum, dar acum mi-ai dat cea mai tare problemă. Dacă vreți, vă arăt. Nu, trebuie să mă gândesc și eu un pic. Vreau să mă las și pe mine, că mă află în situații dificile. Mărturisesc că asta mi-e greu. Acum, restul ăsta să-l împart la 7 și să iau 5 din ele. Nu se împarte exact. Că dacă ar fi fost la 6, nu, una, două, trei, patru, la un multiplu de 4 să fie fost... 8! Dacă spuneai 5 optimi, eu repede fructificam. Era mai ușor. Da! De ce era mai ușor? Pentru că împărțeați tot un 2. Fiecare 2, fiecare 2, făcea 8. Da, dar ce mai complicat? Mă, mai complicat, fantastic. V-am spus să mergi pe ideea mea. Deci, de ce mai complicat? Pentru că 4 la 7 și n-am cum să fac eu, nu-i multiplu de 7, nu e un divizor, nu mă pot lipi. N-am ce face, trebuie să recunosc, mă dau bătut. Ok. Bine. Păi 7 în 4 segmente nu merge. Nu merge, nu. Trebuie să-l mulțim fracția. Cum? Cu 2 nu merge, pentru că îmi va da 14. 14 împărțit la 4 nu se poate. Păi ce faci aici tu? Este extraordinar. Bun, zic mai departe. Că... Deci el ia să ocupe de fracția 5 șeptimi. Fiți atenți ce face. 5 șeptimi și vrea să o aducă într-o fracție în care se împartă la 4. Dar la 2 nu se poate. Și prin ea la mulțit cu 2
Și vine 10. 10 pe 14. Deci trebuie să mergem cu toată, da. 14 nu se poate împărți la 4. 14 nu se poate împărți la 4. Atunci mai la 3. Înmulțim la 3. Deci... 5, 3 înmulțim la 3. Deci nu cu 2, ci cu 3 trebuie, da? Hai, atunci pun în partea asta. Deci cu 3 ar face 15, nu? 15. Da. Poți să pun în partea asta. 15 supra cât? 7 ori 3? 7 ori 3, 21. 21. Da. Nu se poate. Tot nu-i bun, mă. Tot nu-i bun. Dacă vreți, vă puteți să faceți mai ușor. Cum? Vedeți că aveți 5 și 7, nu se poate. Mulțiți cele 4 cu 7 și vă dădea 28. Și 4 împărți la 28, egal cu 8. De fapt, fracția asta 15-7 e mulțită cu 4, tu. Da, e mulțită cu 4. Am înțeles, nu vrei să fii mai clar. Deci mulțim cu 2, nu ți-a convenit că numitor nu merge la 4? Cu 3, nu. Nu? Și atunci cu 4. Și care înseamnă 4, 5, 20, supra 28. Și 28 se împărțește la 4. Am înțeles acum. Deci pe fiecare trebuie să o împarte câte? Cum noi aveam 4, am 1, 2, 3, 4, ca să ajung la 28 trebuie să împart pe fiecare în câte? În 7. Hai să zic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Și a 7, zic 7 aici ca să mai fie tipul 7, 7 și 7, da? Deci sunt de poate, cât acum în total? 28. Da, cel 15 pe 7 e egal cu 20 pe 28. Acum noi trebuie să luăm 20. Așa, ca să însemne 5 septembrie, luăm 20. Trebuia să faceți loc, trebuia să faceți și cu 7. Trebuie să-l refac, da? Da, pentru că luăm una dintr-un segment și rămânea mai... Dar am înțeles, mă. Adică aici, da. Până aici ar fi 21, nu? Uite așa, 3 ori 7, 21. Da. Și până aici este 20. Da. Deci 20 pe 14, pe 28. Înseamnă până aici. Da. Deci 20 pe 28, dragilor. Este spectaculos. Să știi că e cea mai tare problemă. Într-adevăr, fără ajutorul tău, aș fi avut o mare problemă. Și acum, restul cât a rămas aici? Cât a rămas? Câte bucăți de astea sunt în rest? Una și o bucățică mică. Adică cele 7. Da. Și că una. Adică câte sunt în total? 8. Da. Nu? 7 ale acestuia și încă una de aici. Da, să nu văd cum faceți acum. Deci acum, asta e restul. Nu? Restul, ca așa a spus. A treia zi restul. Dacă vă uitați bine, e un peste. Și 64 de kilometri, restul ăsta. Dacă vă uitați bine, vedeți toți șmecherii. Ce șmecherii să văd, mă? Nu trebuie să vedeți. Atunci mă las așa, da? Băi, Mario, tu vezi să se filmează, mă. Tu înțelegi, mă? Tu înțelegi? Asta e marea drama mea acum. Că dacă vrei, eu am o soluție. Nu pun filmul ăsta. Nu. Mă, nu pun, mă, dacă mă fac de baftă, ce vrei să fac? Așa îmi trebuie, nu? Nu trebuie. Nu ești chiar dur. Deci, bun, atunci scoate-mă de încurcător, sunt 8. Păi, o pătrățică mică e 4. De ce? Că 64 km ăștia? Da. Și 64 împărțit la 8? 8. 8 este. Deci o pătrățică de asta o mică? O pătrățică mică e 8. Asta e. Deci asta mică, pătrățica asta mică e de 8 km. Asta mică e 8 km. 8 km. Da, aici era. Dar de ce ne-ai dat tu? De ce ne-ai dat 63? Pentru că nu se împărțea 8. Asta e fain. Deci tu ne-ai dat numărul ăsta la întâmplare? Nu. Am făcut 8 ori 64. Gata, l-am pus. Gata. Mai puteai să dai altceva? Da. Dă numere care puteau să meargă. 8, 12, 12. 8, 8, 16. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,
64, 72. Așa. Deci numai numere multiple de 8. Asta e, dragilor, filozofia problemei. Și 88. Deci problema importantă era ca să dea un număr. După ce a făcut construcție, până ai 5 septim, a fost dur. Dar după tehnica care o știm, a adus și fracția asta la una echivalentă. Ca să se împartă la câte sunt aici, deodată trebuie să vedem câte am, una, două, trei, patru, nu se leagă cu șaptele astea. Cu patru mulțim și s-a transformat fracția asta. Fracția asta, 15 pe 7, sunt asta echivalență ca valoare. 20 pe 28. Și atunci, în loc de 15 pe 7, vreau 20 pe 28. Și le-am numărat pe cele 20 de 28 timp. Și câte a mai rămas, acum, dacă el nu dă un număr care se împarte la câte au rămas bucățelele acestea, problema nu merge. Domnul profesor, vreau să spun șmecherie. Dacă vedeți că aveți 4 și trebuie să le împărțiți și nu puteți, înmulțiți. Asta e toată filozofia, asta e șmecheria care, de care am spus, pe care îi punctea totul acum. Când cu 2 nu zic, tu la 4 trebuia. Și la 4, ca să ajungi la 4, mulțim deodată cu 4. Că n-avea rost să mai mulțești. Dar așa că mi-a dat un acum pe mine. Cu 2 nu merge, cu 3 nu merge, cu 4 merge. Dar tu puteai să zici deodată. Cu 4 mulțesc. Că să vedeți de ce. Pentru că sunt 4 bucăți rămase. Și ca să le împart pe fiecare... Da, ai spus tot. Tot ai spus. Cu adevărat. Excepțional. Excepțional. Asta e toată filozofia problemei acestea. Deci în interiorul problemei acestea se află această speculație că transformăm fracția restului într-una echivalentă încât se pot continua problema. Iar ce rămâne ca rest nu e o întâmplare dată. Nu la întâmplare să dă un număr de kilometri, ci așa fel încât se împarte exact. Dăm la un multiplu de 8. Dăm la 8, 16, 24. Deci multiplicăm. Îl multiplicăm pe 8. În invers se împarte exact la 8. Să știm tabla mulțirii. Sigur că da. Iată, dragilor, de ce tabla mulțirii trebuie știute foarte bine? El are dreptate. Mă convins și pe mine. Da. Bun. Mai continui cu... Problema mi-a plăcut teribil de mult. Mine, mă realizez că voi merge pe stradă și voi spune astăzi Mariu mi-a propus o problemă foarte tare, foarte importantă. Dar nu numai că ai înțeles-o foarte bine. Vezi că dialogul între mine și tine a fost acela. Să recunoaște, în momentele dificile, tu le-ai văzut la mine, deci ai sensizat că eu mă clartic. Și ce ai spus? Hai să vedem. Hai să vedem să-l ajut un pic. Hai să vedem și pe partea cealaltă. Când aș fi zis eu că luăm, două șesimi, ci să luăm o treimă. Drumul ăsta a fost. Împart doar în trei, dragule. Da. Luăm aici o singură treime în prima zi. Și a doua zi, luăm din rest, câte luăm? 5 șeptimi. 5 șeptimi. Și 5 șeptimi ăsta, 5 șeptimi, îl împărțim. Îl înmulțim cu cât? Având că am două, doar două, în cât să-l împart? Cu cât să-l înmulțesc pe 5 șeptimi? De data asta? Cu 2. Cu 2, sigur că da. Deci amplificăm cu 2 și face 10 pe 14. Adică eu, în loc de 5 șeptimi, ar trebui să iau 10 pe 14. Înseamnă că fiecare o parte în 7, ca să ajung la 14. Și fac 1, 2, 3, 4, 5, mai mare trebuie să iau, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci, sunt în total aici câte sunt. Eu trebuie să iau 10 din ea. Sunt 14. Și eu trebuie să iau 10. Era până aici partea principală. Așa. Și iau 7 aici și cu 3 în partea asta. 7 și cu 3 fac 10. Deci asta este restul. Câte mi-au rămas aici? Câte mi-au rămas? 1, 2, 3, 4. Și în parte, ăsta e 64, da? 64. 64 îl împart la 4. 64 îl împărțim la 4. Și face cât? 4, 6 o dată, în 24, de 6 ori, 6 ori 4, 24. De 16, o singură bucată. 16 km.
La tine câți era? 8. De ce? Că era cu 2 mai mult. Nu, era ori 2. Ori 2, era ori 2. Din cauza faptului că tu ai înmulțit cu 2 șesimi. Eu am simplificat problema. Mai rapid. Deci am simplificat-o. Și acum, ca și număr de kilometri, este același. Că tu, o bucată de asta, cât o ai? 8 ori... 8 ori 7, cât? Nu? 7 ori 8, 56. Da. 56 de kilometri 1. 56 kilometri. Ori câte de astea sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ori 6. 6 ori 6, 36. 36, 6 ori 5, 30, 30 cu 3, 336 kilometri. Asta e toată distanța. 336 kilometri. Dar și la mine mi-e așa. Deci la mine mi-e așa. Uite cum zic, 16 e o bucată. Și eu am pentru fiecare, câte am aici, dacă 7, nu? 7 ori 16, cât 16 ori 7, 7 ori 6, 42, 7 ori 74, 11, 112 ori 3, câți 3 bucăți mari la început. Fac 3 ori 2, 6, 3 ori 1, 3, 3 ori 3. Vedeți că același număr de kilometri mi-a dat și mie? Da. 336, da? Deci, să știi că problema când o formulez, cauți fracții de astea care nu se mai poate simplifica. Deci, deci 1 pe 3 sau, cum am zis eu, 2 pe 6 este și ea tot așa, vede, fac, cum a fost 5 pe 7 din rest, că nu are ce face. Deci, dragule, te felicit pentru problema și asta, da. Sunt foarte gătat. Mai ai o altă problemă? Care? La mână și nu ne preocupăm cu vază de bicicletă. Exact. Un biciclist parcurge în prima zi 2-5-5. Wow, 2-5-5. Deci în prima zi, dragilor, 2-5-5. Acum îmi face problema cu adevărat, mai îmi dă o fracție 2-5-5 în prima zi. Da? A doua zi? A doua zi parcurge 3-5-5. 3-5-5. Tot cincim? Da. Schimb-o bă, cască, e frumos. Nu cincim. Nu, că după aia se zic o problemă și n-am văzut. Dar să știi că m-a ajuns foarte tare cu 3-5-5. Că 3-5-5 și cu 2-5-5 fac întregul. Păi uite că ai făcut-o așa. Te m-a ajutat acum, m-a ușurat problema. Dacă vei problema... Iar în a treia zi, 24 de kilometri. Iar în a treia zi... 24 kilometri. 24 kilometri. Să vezi că problema nu merge. Ha. Tu la tine merge, da? La mine merge. Ia eu. Să vezi, bă, să vedem. Bă. Gata, bă, ori eu dorm. Și tu ai dreptate. Deci, cred că dorm, da? În cât timp parte? 5, da? 5. Una, două, trei, 4 și 5. Și iau câte în prima zi? 2, 5. 2. Și câte au mai rămas, măi? 3. 3, 5. Ca a doua zi. Da, trebuie să luăm 5. Păi nu, 3, 5. 3, 5. Fiindcă au rămas din cele... Tot a fost înfățit în 5. Asta e... Tu spui 3, 5 din rest? Mhm. Păi câte 5 mi-au rămas? Păi nu puteți să împărțiți 3 la 5. Păi stai să vedem. Eu rămas 3-5-5. Dacă am consumat 2-5-5, le-am consumat pe 2-5-5. Mi-au rămas aici tot 5-5. O 5-5, 2-5-5 și 3-5-5. Deci, atât. Mi-au rămas chiar 3-5-5. Tot mi-au rămas aici. Deci, exact astea, 3-5-5. De-aia mi-a spus, spunea că m-a ajutat foarte mult. Când mi-a lăsat tot 5-5. Dacă îmi spuneai 3-7-5, mă băga în ceață. Ai înțeles? Deci bă, dacă păstrezi același numitor de aici... Tu ceva ai greșit, nu știu ce l-a împărțit. Dar stai o secundă. Iată, acolo într-adevăr, nu s-are dreptate. Ceva e... Deci, 2-5-5 le-am consumat în prima zi și le-a rămas 3-5-5 din ei. Uite, pe figură. 2 le-am consumat și au rămas 3. Și le-aș fi. Asta e că chiar 3-5-5. Și pentru a 3 zi nu le-a rămas nimic.
Păi tu le-ai pus tu, te-ai înțeles că problema lucrează. Păi da, lucrează. Păi nu? Cum? Bine, ajută-mă. A treia zi, 24. Cum? Cum? Să mulțesc 3 și 5. Pe 3, 5 și bucă. Pentru că 5 se împarte la 3. Cum? Pentru că 5 nu se împarte la 3. 5? Se împarte la 3. Păi nu se împarte, nici 2 ori nu s-au împărțit la 5 prima dată. Da, da, da. Zic 5, nu s-au împărțit la 3, 3 segmente la acela. Dar tu mi-ai spus că tot cincim lucrăm și în a doua parte. Dacă tot cincim, deci tot aceleași bucăți dinainte. Că dacă îți plec 3 șeptini, nu mă mai legam din cuvântul meu rămas aici. Nu, dar din rest. Păi din rest. Dacă spuneai că a doua oară, dacă vrei tot cu 5, spuneai 2 cinci. A doua oară... Păi de-aia era același lucru. Păi da. Și într-un fel, cât o mers în prima zi, merge și în a doua zi. Și mă rămânea rest. Mă rămânea asta. Asta vreau să spun. Dar era frau. Dar și acum mi-a închis problema. Eu nu mai pot rezolva, că nu mai am rest pentru a treia zi. Înțeles? Uite, de încă o dată. Deci prima, noi am împărțit tot întreg un 5. Da. Așa ne spune cine? De asta de jos, mitor. Da. Și am luat două prima dată. Da. Și acum mi-a rămas, ce rest mi-a rămas? 3-5-5. Exact. Cât? Ai spus tu că-ți fac a doua zi. Da. Și pe urmă a treia zi. Și cât o parcurs? Păi nu pot să răspund, că n-am o bucățică de acolo, nu am nimic. Păi atunci. Nu, nu, deci scăți problema aici, pentru că data trecută ai văzut că rămăsesc niște bucățele de acolo. 64 era, alea 8 acolo și am dus. Dar acum nu mai am cum continua. Vezi, problema când o facem, trebuie să fie foarte bine organizată. Hai, facem modificarea asta, cum ți-am spus eu. A zis 3 șeptini. Hai să vezi ce frumoasă problemă e asta. 3 șeptini. De ce nu vrei? De ce nu vrei? Stai o secundă. Ești un pic supărat? Uite, eu, ai văzut că m-ai pus în situații dificile și nu am putut să fac problema. De ce ești un pic supărat? Dragilor, dacă aș avea posibilitatea să vedeți cât de mult își iubește el ideea, dar tot atât de mult trebuie să învețe că în anumite studii... El s-a... Mario, hai uite-te la mine așa, cu drag, nu-ți nu-i prieten, ca ne cunoaște de atâta vreme. Tu ai înțeles că când greșesc eu ceva, eu recunosc foarte repede. Da. Și dacă tu aici ai descoperit, te-ai convins că problema are slăbiciune și că nu poate fi rezolvată sau încă nu ești convins? Dacă nu, eu trebuie să mă înțeleg. Nu te-ai convins, nu? A, stai mă! Te-ai supărat! Deci de-aia e supărat. Eu sunt de vină, dragilor, eu sunt de vină pentru că nu l-am convins pe el în clipa asta. Și atunci, eu trebuie să găsesc soluție. Mario. Da. Da. Tot tu mă ajuți, că eu singur nu pot să mă fac înțeles decât în măsura în care tu participi la ieșiți-o. Mai luăm încă o dată. Uite, mai ieșite-mă. Urmă, mai știu, cu calm și cu răbdare, că doar așa, așa e matematica. Da. Deci, în prima zi, cât facem? 2-5. Da, 2-5. Și în a doua zi? 3-5. Exact cât a rămas. Deci din tot întregul am consumat două bucăți și au luat 3-5 pentru a doua zi. Iar de tot 3 zile mi-a rămas ceva din segmentul ăsta, nu mi-a mai rămas nimic. Deci nu mi-a mai rămas nimic, dacă mai ar fi mai rămas ceva, aveai cu dreptate să mă ocup de așa ceva. Dar nu mi-a mai rămas nimic, ci a doua zi, celelalte 3-5. Și atunci, ne rămân nimic, n-am ce să mai continui problema. De aceea, te invit să mergi pe ce ți-am propus eu acum cu 3 șeptii, să vezi ce frumoasă problemă faci. Nu vrei? Nu. Eu ce să fac, dragilor, acum e problema dificilă pentru mine. Chiar foarte dificilă. Pentru că el nu se sesizează faptul că este cu 5 și în prima... Deci, o 5. Ce înseamnă întregul împărțit în 5? Fiecare bucățică asta înseamnă o 5, 2,
3, 4, 5. 5, 5, 5. Și dacă noi am consumat pe primele două în prima oră, da. Și-au rămas câte bucăți de astea? 3. Dar tot 5 mi-a rămas. Da. Ei, și rămân în 3, 5, 5. Nu mai am nevoie să mai fac nicio mișcare asupra lui 3, 5, 5. Că este exact bucata care a rămas. Păi da, am spus din rest. Păi din rest, mă, nu este restul. Dragule, asta e restul. Cum? 3 împărțit la 5 nu se poate. 3 împărțit la 5, dar nu asta mă frământă să-l împart pe 3 la 5. Ci eu pur și simplu, bun, ce propui tu să fac acum? Neputându-se, cu 3 5 ăsta, ce să-i fac acum? Să-l mulțiți. Cu cât? Cu 3. Cu 3, bun. Dacă mulțesc cu 3, cât face? 15 pe 9. 9 pe 15. 9 pe 15. Și mai departe. Hai să conduc mai departe. Și luăm numai 9. Aaa! Dacă ați fac, cum se fac? Pe fiecare bucată trebuie să o bat în 3, nu așa? Da. Una? Deci fiecare bucată în 3 ca să fac 9. Dar în 5. Apoi nu, uite, că tu, ca să iau, ca să am cele 15. Da, le împărțesc în 5. Deci, pe fiecare, deci, s-o bate în 5, da? Da. Bun. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, ați greșit, pentru că ne-ați făcut câte 5 și aveți 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar dacă am mulțit cu 3, mă, dacă am mulțit cu 3... Aveți 6 la fiecare. Ia să vedem. Aveți doar 6 la prima și la ultima. Ia să vedem. Deci, astea au rămas bucățile, da? Da. Au rămas 3, 5. Și trebuie să împărțiți fiecare în 5, adică puneți 4 linii între. Deci, pun 4 linii, da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și 1, 2, 3, 4. Și în felul ăsta am făcut câte? Am făcut 15. Deci, 15 sunt acum, da? Da. Și? Ne luăm numai 9. Deci, 3, 5, din tot restul. Și am mulțit totul cu 3, da? Și am făcut cât? 9 pe 15. 15 și am numai 9. Adică un segment și un segment fără o bucată mică. Stai, m-ai derutat complet. Deci, în prima zi face 2 cincimi din tot drumul. Da. Iar a doua zi face... Câte au mai rămas? 3 cincimi. 3 cincimi. Asta e restul, nu? Da. Și din rest parcurge cele 3 cincimi. Ei, tu îmi spui acum să fac următoarea mișcare. Să mulțesc totul cu cât? Cu 3. Pentru că au rămas 3 segmente. Da. Dacă am mulțit totul cu 3, când mi-au rămas 3 segmente, zici tu, nu? Una, da. Două, trei. Și înmulțim cu 3, înseamnă că 3 ori 5 fac 15, da? Da.